Bună ziua! Sunt Gabriel Bejan și la dezbaterea Hot News de astăzi vom analiza relația dintre România și Ucraina prin prisma ultimelor vizite oficiale, cea a președintelui Zelenski în România și cea a premierului Ciolacu la Kiev. Invitatul de astăzi este domnul Arman Goșu, analist, profesor, doctor în istoria Rusiei. Bună ziua! Bună ziua! Pentru început aș merge cu 10 zile în urmă și v-aș întreba ce impresie v-a lăsat vizita președintelui Zelenski la București, cu toate discuțiile ulterioare, faptul că nu a putut ține discursul în Parlamentul României și ce s-a mai vorbit ulterior. Cum vi s-a părut? Cel mai important eveniment a fost practic lipsa discursului din Parlamentul României. Bun, sigur e bine că a venit în România, să nu fim cârcotași, România e cam ultima sau penultima din țările din regiune, doar în Ungaria n-a fost din regiune pe care nu le-a vizitat președintele Zelenski, a vorbit în parlamentele acestor țări. România a vizitat-o la 19 luni, la 600 de zile de la începutul războiului, deci la mai mult de un an și jumătate. A fost o întâlnire la vizită, cu președintele, o întâlnire cu primul ministru și, în mod surprinzător, a lipsit discursul din Parlament cu care nu ne obișnuise președintele Zelenski. Cred că s-a trecut prea repede peste blocarea de către unii din Senat a discursului din Parlament pentru a, cum să spun, a piti sub covor aceste detalii oarecum neplăcute pentru administrația românească, dar mi se pare că episodul respectiv spune mult mai multe despre raportul de forțe din establishmentul românesc și felul în care el sau diverse grupări din el se raportează la Ucraina, ceea ce confirmă faptul că, deși s-au făcut unele modificări de abordare a dosarului ucrainian, lucrurile sunt departe de a se clarifica aici și la nivelul elitei de politică externă și de securitate din România. Încă gruparea veche care este împotriva Ucrainei, împotriva relansării relațiilor cu Ucraina, are poziții importante și nu se va da bătută foarte ușor. Știți că s-a zis că totuși era vorba despre o senatoare, despre câțiva euro, despre câțiva parlamentari, adică unii susțin că ar fi trebuit să țină totuși acest discurs pentru că nu e ceva neobișnuit, că și în alte țări există oameni care au viziuni pro-ruse, sunt anti-Ucraina și așa mai departe. Cum vedeți lucrurile? Păi, problema la noi nu este că o senatoare, problema la noi este că această senatoare exprimă, este reprezentativă pentru scena politică românească și exprimă un punct de vedere al unei grupări solide din sistemul de politică externă și securitate a României. Dacă vă uitați practic tot ce a făcut Iohannis și toate răspunsurile pe care le-a dat el, apoi premierul Ciolacu, recent la Kiev, la prima ședință de guvern, practic nu face decât să-i răspundă doamnei Șoșoacă. În toate punctele de vedere, și cu biserica, și cu minoritățile, și cu limba, practic Șoșoacă este cea care chipurile setează agenda publică. Ar fi naiv să ne închipuim că o femeie, oricât ar fi ea de puternică, poate ea de una singură să seteze agenda publică. Deci ea reprezintă o parte solidă a establishmentului de securitate și de politică externă al României, iar Șoșoacă nu este purtătoarea lor de mesaj public, da? Iohannis și restul, inclusiv publicațiile, presa, diverse televiziuni ale oligarhilor, ale mogulilor, mai conectați sau mai puțin conectați la rețelele de putere din România, n-au, încercând să o combată Chipru, n-au făcut decât să difuzeze mesajele. Se ofere platformă, și, practic. Da. Exact. Acum să ajungem și la evenimentul mai recent, cel de acum două zile, unde l-am avut pe premierul României, care a mers la Kiev. Și sigur ați remarcat și aici o oarecare diferență între comunicările oficiale ale celor două părți. În timp ce l-am văzut pe premierul Ucrainei vorbind, anunțând înțelegeri semnate cu partea română legate de construcții, legate de tranzitul mărfurilor prin țara noastră, de controle la punctele de trecere a frontierei, combaterea migrației, ajutorul militar, iarăși un subiect foarte important, guvernul României s-a axat mai degrabă pe problema limbii vorbite de minoritatea românească din,
din Ucraina. Dacă te uiți la cele două comunicări, nu ai putea poate să tragi concluzia că în timp ce pentru ucrainieni subiectul acesta este mai puțin important, pentru România pare a fi cea mai importantă problemă în această relație cu Ucraina. Cum vedeți lucrurile? România a rămas pe agenda rusească, pe agenda lui Putin. Putin este foarte sensibil la tema etnică, la tema lingvistică, la rescrierea istoriei. Nu, până la urmă, establishmentul nostru de securitate și politică externă nu face decât să ia notițe după discursurile lui Putin. Acum, sigur că e greu să vii și să spui în sfârșit după 30 de ani, 32 de ani de la independența Ucrainei, deschidem și noi câteva puncte de frontieră, mai construim un pod. Păi lucrurile astea vecinii Ucrainei le-au făcut din anii 90, de acum 20 și ceva de ani. Să vii să te lauzi cu, nu, faci pod, Sighet, Fântâna, Biserica Albă, sună destul de caragios. Sau mai deschis două treceri în Bucovina, treceri de frontieră, iar sună destul de penibil. Din punct de vedere al ucrainienilor, astea sunt lucrurile importante. Din punct de vedere al românilor, nu sunt importante. Dovadă că nu sunt importante e faptul că 30 de ani, în ciuda insistenței ucrainienilor, românii nu au... acceptat, pur și simplu. Deci noi astăzi ne gândim și proiectăm pentru un viitor apropiat, câteva luni, un an, doi în fața noastră, nu să rezolvăm probleme pe care azi vecinii al Ucrainei nu le-au rezolvat încă de acum 30 de ani. Nu vă cer decât atât. Numărați punctele de frontieră pe granița cu Polonia, între Polonia și Ucraina și comparați cu numărul lor în România. Acum, România, având o graniță mai lungă terestră decât are cu Ucraina, decât are, România are cea mai lungă graniță frontieră cu Ucraina dintre toate țările NATO și ale Uniunii Europene. Comparați numărul trecerilor, punctelor de trecere frontiere. Deci ceea ce pare ceva extraordinar, nu? Sau în fine pare pentru ucrainieni ceva extraordinar, pentru că ei în sfârșit reușesc să mobilizeze autoritățile române să facă ceea ce în relații cu alte state au făcut încă de acum 30 de ani, nu creează, să spunem, un cadru în care nu are loc și această deschidere privind temele românești, care, repet, sunt inspirate din retorică rusească a lui Putin, insistența pe teme de secol XIX, naționalitate, religie și, din păcate, chiar dacă, să spunem, s-au înregistrat niște progrese, niște deschideri uriașe din partea ucrainiană, trebuie să le consemnăm, nici ucrainienii n-au fost foarte sensibili la temele Bucureștiului, trebuie să insist asupra faptului că au circulat foarte multe fake-uri. La ce fel de fake-uri vă referiți? Păi, hai să facem un inventar. În primul rând, dacă vă uitați pe document, ei spun că, de pildă, Ucraina a modificat. Nu e că a modificat. Va modifica. E o promisiune, da? Că limba moldovenească, spune premierul, e o invenție a Federației Ruse. Săracu. Probleme mari de școlarizare. Cred că se referă la sintagma limbă moldovenească, care nu e nici al lui Stalin, nu e nici a Uniunii Sovietice, ci un concept al bolșevicilor români, care erau refugiați la Odessa până 1920-1990, de să-l întrebe pe Ion Iliescu, nu, care trebuie să știe din familie când o fi apărut sintagma limbă moldovenească. Că iar e ceva destul de... În mintea premierului lucrurile nu sunt clare. El vorbește de minoritatea română, el desemnează tot timpul etnie. Adică e în paradigmă putinistă, dacă vreți. Haideți să spunem totuși că, pentru că sunt și oameni poate care nu știu toate aceste detalii, în Ucraina există o minoritate românească, o parte din această minoritate pe care noi o considerăm românească pretinde a fi... că este minoritate moldovenească și din această minoritate unii susțin în continuare că vorbesc limba moldovenească, iar această sintagmă există încă pe teritoriul Ucrainei și este recunoscută inclusiv sau era recunoscută până acum nu în documente oficiale. Asta e de fapt marea discuție în jurul acestei... Aici greșiți, vă grăbiți cu concluziile, așa am crezut și eu, că e vorba... Că oamenii la guvernul României înțeleg corect. Cum a spus dumneavoastră acum, nu? N-am avut niciun moment bănuiala că se face un transfer
dintre limba vorbită românească pe etnia sumată. Deci îi spun, de vreme ce tu vorbești limba română, tu ești român. Ori deja în momentul ăsta noi intrăm în altă paradigmă și aici vine Maia Sandu, vine și pune totuși lucrurile la punct, le nuanțează. Când ea afirmă într-o postare recentă pe o rețea de socializare, care a fost foarte inspirat, comentată și de președintele Ucrainei, Zelensky, nu confirming Romanian as the official language for the Romanian speaking community in Ukraine. Deci, the Romanian speaking community. Bun, ceea ce nu, la nivelul guvernului României nu înțeleg. Deci sunt vorbitori de limba română, nu? Austriecii vorbesc austriac, nu, vorbesc limba germană. Dar sunt austrieci, deci, nu sunt germani. Austrieci, da. Vorbitori de limba, poți să fii elvețian, vorbitor de limba germană, vorbitor de limba franceză, vorbitor de limba nu, italiană. Americanii nu vorbesc americana, cum probabil cred oficialii români la cel mai înalt nivel, ci vorbesc limba engleză. Deci este o dificultate la nivelul establishmentului românesc la cel mai înalt nivel de a înțelege. Probabil câtă vreme îi lași să citească ce primesc de la consilierii lor pe hârtie, lucrurile decurg normal în momentul în care deja scapă și vorbesc liber, atunci intră într-o paradigmă putinistă. Acum, o altă temă foarte dificilă, mi se pare foarte importantă, că se contrazic la aceeași conferință de presă cei doi premieri. Nu, premierul român spune că așa cum am conlucrat cu grânele, cu cerealele, așa o să lucrăm împreună pentru a modifica legislația privind drepturile minorităților naționale. Și, face o afirmație care probabil ar trebui să rămână în manuale. Toți românii de origine română care trăiesc în Ucraina să aibă aceeași drepturi cu ucrainienii, românii de origine română. Și răspunde mai târziu, câteva minute mai târziu, premier ucrainian, care spune că aceste modificări s-au făcut și că la sfârșitul lunii octombrie, începutul noiembrie, așteaptă de la Uniunea Europeană o scrisoare care va confirma că aceste recomandări au fost respectate, inclusiv în ceea ce privește domeniul apărării drepturilor minorităților naționale. Și spune, sigur, ne-am înțeles cu președintele, Iohannis, cei doi președinți, ca să accepte implementarea condițiilor în oglindă. Dar asta a fost o discuție mai veche încă de pe vremuri. Problema este că nu intervin tot felul de funcționari care transformă înțelegerile prezidențiale în bucăți de hârtie fără valoare. Deci sunt, cum să spun, niște probleme aici destul de complicate de înțelegere. De fapt, nu știi la ce te aștepți și dificultate mai dată și de altceva. Dacă vă uitați la felul în care au făcut comunicarea guvernul de la Kiev și felul în care au făcut, diferă foarte mult de felul în care a comunicat public guvernul de la București, guvernul de la Kiev și presa ucrainiană se concentrează pe anumite teme, ce spuneam, pe deschidere de puncte vamale, pe construcție de pod peste graniță, peste râul Tisa, pe cereale, lucruri concrete, cu promisiunea, e reluat masiv premierul României, că va dubla de la 2 la 4 milioane de tone pe an, pe lună, capacitatea de tranzit pentru cereale ucrainene. Păi chiar, haide să dezvoltăm un pic, da, să dezvoltăm un pic, pentru că într-adevăr în presa din România s-a dat, dacă citeai presa, înțelegeai că practic Ciolacu s-a dus acolo doar să stabilească subiectul acesta cu limba moldovenească, pe când în presa, din Ucraina, din comunicarea oficială a premierului Ucrainei, ai fi văzut că subiectele au fost mai multe și mult mai importante pentru ei. Dumneavoastră citiți presă rusă, citiți presă ucrainană. Cum a fost reflectate lucrurile acolo? În presa ucrainiană, titlurile toate se concentrau pe cereale și pe chestiunile concrete. Și erau și analize care anunțau
nu, că se conturează un parteneriat strategic România-Ucraina, Deci deci aș într-o putea chiar notă să-l rog, pozitivă. să rog colegii să și exemplificăm lucrul acesta, cum a fost reflectat în presa ucraineană, de pildă. Asta este presa rusă. Da. Asta e presa rusă, la rândul ei presa rusă, aici e presa ucrainiană, care spune că până la 60% din cerealele ucrainiene vor tranzita România, este citat aici premierul Șmigal, pe când există și o singură, uitați aici, un singur articol, Evropeiska Pravda, în care e și discutată și problema limbii moldovenești. Eu trebuie să spun pentru a fi corect publicul să înțeleagă că tema limbii moldovenești s-a discutat, dar nu acum, s-a discutat cu multe luni în urmă, la sfârșit de februarie, început de martie, când au fost în presa ucrainiană publicate două, trei analize foarte interesante, extrem de bune și din care, cum să spun, chiar aș vrea să citesc pentru că erau niște analize, uitați, titlul este Sfârșitul limbii moldovenești. Pentru ce Moldova a schimbat cu... Asta a apărut la 3 martie, tot așa în Evropeiska Pravda, iar concluziile analiștilor sunt excelente, pentru că și sunt mai mult decât favorabile României. România, care sărăcuță, a încercat să plătească diversi țucălași așa să publice ceva pe acolo. Concluziile sunt excelente și spune că Ucraina ar trebui să se grăbească să schimbe totul, pentru că e nonsens, nu există limba moldovenească, nu? Pentru că creează dificultăți copiilor. În Ucraina au existat asociații de părinți care au dat în judecată Ministerul Educației pentru sintagma limbă moldovenească, pentru că acei copii nu puteau să meargă nici în Moldova, care a recunoscut în 2013 limba română drept limbă oficială, și nu puteau să vină nici în România la studii, pentru că nu există limbă moldovenească ca atare. Și atunci, nu, acele asociații se judecau, în ce tot întârziau, să spunem, soluțiile, hotărârile judecătorești în acele cazuri, pentru că evident era o tentă politică acolo. Iar concluzia, dați-mi voi atât să vă citesc, că problema minorităților e o chestiune cheie pentru deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În prezent există două state care au pretenții față de noi, spune autorul articolului ucrainian, e vorba de Serhii Siderenko. Cele două state sunt Ungaria și România. Faptul că acestea acționează împreună slăbește semnificativ poziția Ucrainei în dialogul cu Bruxelles. Iar concluzia lui este să nu să schimbe, să scoată această sintagmă, să recunoască că limba minorității moldovenești este limba română, iar pentru a culege dividende politice în relațiile cu UE, Ucraina a trebuit să facă acest lucru cât mai curând posibil, arătând că o face de bună voie, nu sub constrângere. Deci este clar că exista încă din martie, deci vorbesc de un articol la începutul lunii martie, nu? Se crease o presiune, cel puțin pe zona de experți. De ce a întârziat din martie până în octombrie? N-am un răspuns. Ce s-a întâmplat în perioada asta? Ce s-a întâmplat în anumitul establishmentului românesc? De unde această schimbare de percepție? De ce s-au grăbit și ucrainienii și românii cu această ședință de guvern? Ucrainienii au vrut-o, ucrainienii doreau de mult aceste lucruri. Cum să nu doresc să deschizi puncte de frontieră? Cum să nu doresc să construiești poduri peste Tisa ca să facilitezi comunicarea, mai ales în condiții de război? Cum să nu dorești să mărești capacitatea de tranzit a cerealelor prin România? Acum, de ce România și-a schimbat atitudinea? E presiune. La nivelul establishmentului românesc, totuși, s-au schimbat niște echilibre. Dar vedem că nu de tot. Vedem atitudinea șoșoacă și ce s-a întâmplat cu faptul că nu președintele Zelenski n-a ținut nu a putut discurs. Să țină discursul. Dar cum s-a reflectat în presa rusă această vizită a premierului României? Este un moment de puține momente ca să spunem
de tipul ăsta în care presa rusă să prea masiv oficial românii există în ultimele luni, în ultimii ani. Presa rusă a citat masiv, uite, premierul României, Ucraina... Asta este Comersant, este publicația Comersant. Asta e publicația Comersant, care e o publicație serioasă. E considerată o publicație serioasă, dar sunt și agențiile de presă care sunt preluate nu, masiv în provincie. Avem aici TASU, primul ministru al României a afirmat că Ucraina de acum încolo va considera limba moldovenească drept limbă română. Marcel Ciolacu a numit limba moldovenească ca o invenție a Federației Ruse. Vă dați seama că și pentru ei este un mic șoc de unde până unde așa ceva. Probabil că Marcel Ciolacu are niște explicații și mai e și RIA Novosti și mai e și Interfaxul. Iată aici RIA Novosti. Chievul a decis să recunoască, să nu mai recunoască limba moldovenească, a afirmat primul ministru al României. Deci, nu doar că agențiile de presă au transmis aceste știri, ci ele au fost preluate masiv de toată presa din Rusia. Cred că e și mai pe înțelesul rușilor, pentru că chestiunile de denumire de limbă, de etnie, etnolingvistice, astea sunt chestiuni de secol XIX care sunt pe înțelesul rusilor și sunt într-o paradigmă putinistă de explicare a mersului lucrurilor. Deci, practic, acest gen de subiect e de înțeles pentru publicul absolut rusesc și ajută, absolut, ajută propaganda oficială. Dar nu fac nu fac decât să confirme faptul că Putin are dreptate, că lucrurile așa funcționează în lume, într-o logică de secol XIX. Sigur că da. Vă dați seama că dacă era ceva ce nu ar fi convenit, n-ar fi preluat. Nu? De vreme ce au preluat masiv, vă închipuiți că presa rusă e liberă. Da, da, de mame serioși, da? Deci acolo cei care apasă pe butoane, spun asta se preia, asta nu se preia, au ajuns la concluzia că nu pentru publicul rusesc, pentru propagandă, face foarte bine această știre cu Marcel Ciolacu și cu limba moldovenească. Acum chiar vă citesc dintr-o afirmație a dumneavoastră mai veche, dintr-una din cărțile dumneavoastră, spuneați că România ar fi trebuit la un moment dat, de mult, să adopte lecția poloneză în chestiunea relației cu Ucraina. Și argumentați acolo, spuneați de pildă că România a privit tot timpul mai mult către trecut, în timp ce Polonia a privit către, sau privește către viitor. Haideți să explicăm un pic ce anume reproșați politicienilor români sau diplomației românești din ultima perioadă și de ce dați exemplu acesta al Poloniei. Eu nu reproșez nimic la nimeni, adică vă dați seama, școala BBC-ului, eu trebuie să nu am emoții, să fac analize la rece la acestor evenimente, nu, nici vorbă din partea mea să reproșez ceva cuiva, vă dați seama, nici lui Putin nu îi reproșez nimic, da. Nu fac decât să analizez fapte și declarații în cazul ăsta. Bun, concret, în legătură cu... Nu, discuția noastră e vorba de o schimbare de paradigmă. Polonia a venit cu o paradigmă de sfârșit de secol 20 și început de secol 21, a construit o relație pragmatică, dar vedem că nu până la capăt. Ultimele luni infirmă cel puțin optimismul unor analiști care credeau că se sudează foarte puternic această alianță polono-ucrainiană, iar în cazul României lucrurile sunt destul de simple, adică inclusiv conceptele cu care operează sunt concepte de secol XIX, dar să știți că era și foarte greu de ieșit din această paradigmă. Gândiți-vă la faptul că totuși există o întreagă literatură în secolul XIX, în secolul XX, în perioada interbelică, istorico-propagandistică, care este foarte anti-ucrainiană, foarte anti-ruteană. În perioada interbelică, rutene din România au avut interdicții, nu erau lăsați să țină slujbele în biserici în limba ucrainiană, nu au existat școli în limba ucrainiană. A existat o politică a statului român concertată împotriva ucrainienilor, a fost plângerea ale ucrainienilor, mai ales
greco-catolicilor, dar și ale ortodoxilor ucrainieni la diaspora lor din Canada, din Statele Unite, și s-a încercat prin capitale occidentale, prin diplomații străine, să intervină la București pentru a permite educație în limba ucrainiană. Asta e obsesia autorităților române, că nu rutenii au, ucrainienii din Bucovina au ucrainizat, au rutenizat o parte din populația românească de acolo și că de fapt ucrainienii sunt doar cei greco-catolici, iar ucrainienii ortodoxi ar fi de fapt români ucrainizați, români rutenizați în Ucraina, ceea ce evident nu rezistă la nicio critică, dar aceasta a fost o politică a statului român. Existat încă din 1881, în convorbiri literare, a apărut un articol al academician mai încolo, Teodor Stefanelli, cunoscut jurist în epoca respectivă, istoric, și acel articol care se intitula Date istorice, câteva date statistice și istorice din Bucovina, nu a setat literatura naționalistă românească ulterioară și a pus bazele acestei teorii a rutinizării românilor bucovineni. Așa încât eu, în momentul în care citesc pe Ciolacu sau citesc, nu știu, declarațiile altor oficiali români privind drepturile minorităților, cât de respecta și ce drepturi teribile au ucrainienii în România și știind ce s-a întâmplat cu adevărat, vă dați seama că niște rezerve serioase și privind cultura lor generală și privind capacitățile lor intelectuale. Totuși nu poți să spui astfel de prostii și nimeni să nu te sancționeze. Iar ucrainienii, cei de la Kiev, oficialii lor, sunt sigur că au și ei dosare cu ce s-a întâmplat în România și înainte de 1916 și în perioada interbelică și după aceea. Acum toate aceste discuții au evident efecte și în societatea românească. Avem o societatea românească, să nu vă faceți iluzii, cred că noi vorbim într-un borcan, pentru că impactul pe care tipul ăsta de dezbate la intelectuale l-au asupra establishmentului românesc e foarte scăzut. Iar opinia publică românească, vă dați seama că nu se inspiră din, să spunem, cele câteva conversații care apar în presa scrisă sau care e foarte, are o audiență destul de mică. Semnalele mari se dau pe televiziune și acolo vezi pe șoșoacă, vezi lucrurile care contează cu adevărat. Noi asistăm de an bun la un control și la o propagandă prin televiziune românești care seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat în Rusia la începutul anului 2000. Vă faceți iluzii că lucrurile ar sta mai bine. Întrebarea este și în contextul în care anul viitor avem alegeri, avem patru rânduri de alegeri. Mm-hmm. Foarte interesant deja, întrebarea, da. Și întrebarea ar fi ce efecte are această discuție, relația României cu Ucraina în contextul alegerilor de anul viitor, unde vom avea, nu, partid precum AUR, o vom avea pe Diana Șoșoacă. Cum vor fi influențate alegerile de aceste discuții? N-am un răspuns. Pe de o parte, cum să spun, am diverse evenimente pe care nu o analiză de asta sumar îmi dau semnale diferite, contradictorii. Pe de o parte, vezi în cazul vizitei lui Zelenski că o parte din sistem nu acceptă această orientare, bun, hai să îmbunătățim relația cu Ucraina, hai să, și o scot pe șoșoacă și vezi diverse televiziuni sub pretextul că o critică pe șoșoacă să răspundească mesajele ei. Nu? Deci e clar că o parte a sistemului vrea să păstreze aceste teme, România, insulă de latinitate într-o mare slavă, suntem atacați, înconjurați de dușmani. Pe de altă parte, vezi și celălalt set de mesaj și un control al sistemului, pentru că acum, de pildă, când a fost întâlnirea, nu? Și prima ședință comună de guvern,
Ați observat că nu, dacă presa nu a accelerat, nu a pus piciorul pe accelerație, aceste teme aproape că au dispărut. Nu, ca prin mister. Deci, pentru anul viitor, dacă cei care controlează fluxurile financiare care hrănesc acest animal care se numește presa română, decid că tema relației cu Ucraina nu trebuie, cum să spun, ventilată prea tare pentru a nu crește AUR sau crește alte formațiuni, nu o să apară această temă. Păi nu, eu mă întreb de pildă dacă în loc să discutăm anul viitor despre lucruri concrete, lucruri care au legătură cu viața noastră viitoare, cu poziția noastră în Europa și așa mai departe, vom discuta despre teritorii românești pe care le-a luat Ucraina. Adică mă gândesc dacă vor exista genul acesta de subiecte în dezbaterea posibil publică. Asta posibil, e... depinde de cine hrănește această presă. Dacă cei care finanțează spun că ăsta e un subiect care poate să polarizeze. Acum, noi în cazul României suntem după 9 ani de metastază, practic, 2 mandate Iohannis, în care practic nu s-a întâmplat nimic, ca după Uniunea Sovietică, care timp de 70 de ani practic s-a dormit, totul era înghețat. Acum, după 9 ani de situație așa, dai drumul, o să apară campanie electorală, o să înceapă lumea să dezbată, să discută, vine un fel de glasnost, da? Și toate subiectele care sunt congelate la frigider o să fie dezghețate și o să explodeze. Unele mai tare, altele mai mici, o să distrugă sufragerii, altele o să distrugă casa, altele o să distrugă cartierul sau orașul. De văzut. Senzația mea este că aici în România lucrurile sunt destul de bine controlate, că România nu e democrația autentică asta. Fiind serioși, cred că nimeni nu-și pune problema că ar exista cumva, dar nu mai există nicio competiție electorală reală între partide, între lideri, nu ai de ce să o lași pe șoșoacă sau să o lași diverse partide, pentru că dacă lucrurile sunt așezate pentru încă un ciclu electoral, atunci s-ar putea cineva să gândească, domnule, România trebuie să-și păstreze profilul de elev model, de țară premiantă în zona de est, da? Adică noi nu suntem Polonia, noi suntem Ungaria, noi nu suntem Slovacia, uite, noi suntem insulă de stabilitate, de democrație într-o mare iliberală, nu? Vrea și domnul Iohannis o poziție la Bruxelles, nu știu, la NATO, la UE, pe unde o ieși, și vrem să primim banii. Noi nu facem reforme, nu stăm bine la multe așa, dar ca să primim banii trebuie să facem frumos și noi. Nu pentru ca Berlinul, Parisul și Roma să zică, uite, te mânghe pe cap să-ți dea bănuții. Și în acest context poate să numele Ucraina, numele țării vecine, să nu fie rostit în campanie electorală. Pentru că, repet, lucrurile sunt ținute totuși destul de bine sub control. De asta spun că nu depinde de noi, de mine, de dumneavoastră, depinde de presa mainstream, aia care are audiență mare, și de cei care au banii care să financeze această presă. Dacă ei vor ca Ucraina să nu fie subiect, nu o să fie subiect. Da, bine, eu vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect și anul viitor, cel puțin în campanie electorală. Vă mulțumesc mult, la revedere! Eu vă mulțumesc!